Să ascultăm muzică bună și să vorbim despre oameni frumoși. Azi e ziua de naștere a Marii Mării a cântecului românesc. Acum 101 de ani a apărut cea care avea să devină simbolul rafinamentului și al profunzimii în cultura noastră. Din păcate, nu putem vorbi despre Maria Tanase în această seară, fiindcă lucruri grave se întâmplă în preajma noastră. Nu simțiți că în aer plutește ceva greu, anume așa, greu, dar plutește. E atmosfera electorală, electrizată și încărcată cu nori neprietenoși. În acest mediu vâscos, vâslesc din greu prezentatorii de talk show-uri. Televiziunile parcă au căpiat zău. Seară de seară invită capete vorbitoare, prin cumul șef de partide, să-i tumănească definitiv pe oameni. Ce a spus papagalul ăla în costum albastru? Dar ce a avut în vedere ăla clovnul cu cravată galbenă? Dar ăsta, moșul ăsta năcrit, ca un chișleac de anul trecut, ce se tot oțărește la ziariștii din studio? Păi să-i spune cineva că dacă stă la o masă cu oameni, nu e frumos să clefăi și să-ți sufle nasul în strachina cu borș. Ei apar la televizor, dar degeaba apar. Tot mai multă lume își pune problema viitorului nostru care trebuie conturat cumva la 30 noiembrie. Tot mai multă lume înțelege că e nevoie de o alternativă. Unii au chiar și soluții. Zilele acestea sunt contactate de mai multe persoane care îmi propun pentru dezbateri tot felul de idei privind un alt mod de a alege în Parlament oameni cinstiți, necorupți, integri și neșantajabili. Deocamdată nu știu cum să comentez aceste propuneri, mai așteptăm o săptămână, după asta vedem. Cert este că ar putea să apară o surpriză, ar putea să apară o problemuță pentru capetele vorbitoare și pentru vâslașii pierduți în buzunarele adânci ale mafiei, dar toate la timpul lor. Aceeași lume ne îndeamnă să nu cedăm, să continuăm lupta cu corupții și cu hoții. Țin să vă reamintesc că nu este treaba presii să lupte cu cineva. Treaba presii este să vă informeze, să vă ofere mai multe puncte de vedere, să vă pună la dispoziție știri documentate din mai multe surse, să fie echidistantă și imparțială, să urmeze întru totul codul deontologic. Parcă așa ar trebui să fie. Dar pe de altă parte, cum Dumnezeule să fie echidistant când îi vezi alergând după tine cu topoarele? La posturile TV, bănoare, nimeni nu vorbește despre marele hoții și marii corupți. În acest context, vă rog să mă credeți că nu aș reveni la prietenul meu Plahotniuc nici în ruptul capului. Numai gândindu-mă la acest om, mi se face lihamete de reforma justiției și de toate instituțiile statului. Bine, să le luăm pe rând. Pozele lui Plahotniuc la vila lui din Franța. Subiect senzațional, nu? Așa și n-au apărut la televiziunile dumnealui, cele cu acoperire națională. Dar ce să vorbim de televiziunile cu vâslașii obosiți, dacă nici măcar șeful CNI nu le-a văzut? Nu pot să fac niciun comentariu pe marginea acestor poze despre care vorbiți, deoarece personal nu le-am văzut și ele n-au fost puse pe masa comisiei. Domnule Donciu, vă oferim ocazia să admirați imediat, vin să admirați aceste poze.
Iată-l pe prietenul nostru comun, fotografiat în timpul orelor de serviciu la vila lui din Franța. Cu fiinul, cu cumnatul, cu prietena, vilă de 3 milioane de euro, nedeclarată pe când era deputat și mare načelnic în Parlamentul Moldovei. 3 milioane de euro numai vila, nedeclarată. Și câți ani de pușcării se cuvin pentru acest delict penal? Bine, să lăsăm în pace pe domnul Donciu. Bineînțeles că dumnealui a văzut pozele. Ba chiar a și chicotit, ba chiar le-a și comentat cu prietenii. Dar numai după ce și-a scos bateria din telefonul său mobil. Pur și simplu, ei consideră că așa e ok. E cool să-ți bagi piciorul. E normal să sfidezi bunul simț și să-ți bagi joc de opinia publică. Mă întreb, pe de altă parte, mă întreb oare câți dintre cetățenii noștri au văzut ceea ce n-a văzut Donciu. Dar despre asta vorbim în partea a treia a emisiunii. Așadar, s-au adeverit previziunile celor care spuneau că CNI nu va reacționa. Dar dacă va reacționa, o va face mai mult de ochii lumii. Iată că nici măcar atâta nu vor să facă. Ceea ce a prezentat domnul Petrencu în mass media nu poate fi verificat. Dumnealui nu ne-a prezentat documentul autentic pentru a fi verificat și văzut. Într-adevăr, corespunde, nu este un fals. Dacă sunt sau nu sunt autentice actele vehiculate în presă, vorbim în partea a doua a emisiunii. Acum însă, pentru ca absurdul să fie deplin, propun următorul pariu pentru procurorul general Gurin. În cazul în care, prin absurd firește, dosarul prietenului meu va fi trimis în instanța de judecată, promit să nu mai rostesc niciodată în viața mea numele Plahotniuc. Și dacă iarăși prin absurd instanța de judecată îl va condamna, fie și pentru o singură zi, promit să părăsesc această emisiune și să nu vă mai deranjez. Iată ce pariu absurd m-am gândit să vă propun. Grăbiți-vă însă să nu mă prindă vârsta de pensionare în acest studio. Bineînțeles că și de data asta am să câștig pariul. Dar asta nu înseamnă că prietenul meu va scăpa de pușcărie. Odată și odată, el va fi condamnat cu adevărat. Iar naivii care mai cred în campania lansată de Partidul Democrat al trompetiștilor, trebuie să fie atenți nu la sloganul fals, tu alegi candidații, ci la cel adevărat, tu alegi condamnații. Fiinul, cumnata, cumnatul, prietenul, prietena. Apropo, nimeni n-a fost în stare să-mi explice ce căuta cu Plahotniuc și Doina Popa, prezentatoarea de sport, parcă, la Pervei Canal. Doina, viața ta profesională nici n-a început bine, dar tu... Întotdeauna vorbesc cu o anumită durere când în situații din astea nasoale nimeresc colegii mei jurnaliștii. Gestul lui Robert Turcescu, de pildă, m-a pus serios pe gânduri. Știți probabil că unul dintre cei mai cunoscuți ziariști ai României, prezentator de talk show-uri de la mai multe televiziuni, ultima fiind B1, a recunoscut în direct că este agent secret, ofițer sub acoperire. Turcescu a spus că nu mai putea suporta situația în care trebuia să vorbească despre alții, candidați la președinția României, că sunt agenți, în timp ce el însuși avea acest păcat. Am să vin în seară de seară aici cu voi și discutând despre ofițerul acoperit care precandidează la președinție, eu să mă știu așa cum mă știam pe interior. Eram fariseu, eram în fața voastră un nimeni, eram un ins care își mințea telespectatorii care credeau în el sau credeau în vorbele lui, vă mințeam cumva pe voi aici. De asta am decis să mă eliberez. Zic că m-a pus pe gânduri gestul colegului de la București, dar el era, orice am spune, agent al serviciilor române. Era, ca să zic așa, în slujba propriei țări. Dar ce să facem cu unii ziariști de la Chișinău?
despre care se știe că sunt ofițeri sub acoperire, agenți ai serviciilor secrete rusești. Îi vom vedea apărând, și îi vedem de fapt apărând vașnici și nușnici pe la dezbateri televizate. Îi auzim cum justifică ocuparea Ucrainei și cum scuipă în partea noastră și cum amenință Moldova că va păți rău dacă nu va sta cu minte în bancă. Și asta o spun cei care se pretind cetățeni ai Republicii Moldova. Păi dacă ăștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova, atunci îmi vine zău să mă lepăd de această cetățenie. Oare va ieși vreunul dintre ei indirect să se pocăiască în fața oamenilor? Vorbesc aiurea, nu? Semn că am lungit-o și trebuie să trecem la partea a doua a emisiunii. Fiindcă avem de discutat mai multe chestiuni, cred eu, trei foarte importante și toate s-au întâmplat astăzi. Care sunt ele, imediat vă voi spune, să vă prezint mai întâi pe invitații ședinței de azi a Cabinetului din Umbră. Este Viorel Cebotaru, directorul Institutului European de Studii Politice. Bună seara! Bună seara! Colegul nostru, ziaristul Vasile Năstase și politologul Bogdan Țirdea. Așadar, aș propune cel puțin pentru startul acestei emisiuni trei lucruri foarte importante care toate s-au întâmplat astăzi. Guvernul și-a asumat răspunderea pentru un pachet de legi. CNI-ul, așa cum am prevăzut, nu știe nimic despre isprava lui Plahotniuc și Ucraina a închis hotarul cu Rusia. Hai să începem cu guvernul. Ce spuneți? După cum se derulează lucrurile, ar părea că noi de fapt nu avem nevoie de parlament, cel puțin mai multă lume spune așa. Odată ce guvernul își asumă răspunderea, păi el poate să o facă asta în permanență, nu? E bine, mersi, parlamentul nu se împacă. Domnul Năstase. Eu aș spune că este un gest laș al acestui guvern și a acestei guvernări, pentru că argumentarea lor că nu ar fi fost voturi în parlament a căzut. Pentru că până la urmă s-au votat legile. Prin urmare, voturile necesare de 51 au fost. Dar mai au votat mai mulți. Doi. Acum trebuie să înțelegem de ce au ales să meargă pe această cale, pe asumarea răspunderii. Pentru că este o chestie foarte complicată. Unii spun că e la limita constituționalității, dar nu cred că este așa. Există lege, ei pot să-și asume chestia asta. Guvernul ar fi putut să cadă. Sunt alegeri. Ar fi fost o situație extraordinară în cazul în care cădea acest guvern. Aceste lupte iarăși continuau. Prin urmare, înțelegem foarte bine că totul a fost regizat, totul a fost foarte bine pus la punct de către PLDM, de fapt de către Filat împreună cu Plahotniuc. Și de ce au ales această cale? Simplu. Unu, pentru a nu dezbate public aceste legi, pentru ca în Parlament să nu se dezbată și să apară deputați din opoziție, din societatea civilă în afara Parlamentului și să arate asupra unor vulnerabilități care sunt în aceste legi, care trebuie studiate acum cu minuțiozitate, pentru că nimeni nu știe ce este acolo, nici chiar unii dintre cei care au votat. Dar cel mai important lucru din punctul meu de vedere este că atunci când au făcut acest târg de a vota legile astea la pachet, au eliminat cele mai importante legi pe care le așteaptă acum societatea. Două dintre ele sunt amendamentul la codul audiovizualului privind transparența în audiovizual. Este o chestie extrem de importantă, mai ales acum în preajma campaniei electorale, pentru că noi vom fi manipulați, așa cum s-a vorbit în editorial, și nu vom ști măcar cine sunt cei din spate. Și legea cu privire la finanțarea partidelor politice. Deci o lege foarte importantă care de asemenea a fost. Să nu uităm că acel amendament a fost votat în prima lectură. Trebuie să înțelegem că nici nu vor fi. Că nici nu vor mai fi. Și ultimul aspect, cel al comodității acestei guvernări, care a intrat, cu buldozerul în campania electorală. Și pentru ei este mai ușor să vină într-o zi să voteze 7 legi, decât să vină 7 sau 8 zile, pentru că fiecare zi pentru ei contează. Deci ei preferă să meargă în teritoriu, să meargă cu autobuze, cu autocare și mai merg ei cu trenuri încolo, să mintă oamenii, să le spună iarăși gogoși, așa, spaghete pe urechi și să vină doar o singură dată, o jumătate de oră și să voteze aceste legi de care au ei nevoie.
Pentru că, ultima frază, trebuie de analizat foarte interesant cine va aduce acea păcură care a fost scutită de taxele vamale. Cine va, care va fi compania lui, a lui Candu sau lui Plahotniuc direct, care va aduce acești și vor face bani foarte grei. Asta ar fi bine, e o sugestie foarte bună pentru colegii noștri de la investigații. Dar data trecută, când s-a încheiat ședința, sesiunea trecută a Parlamentului, cu o asumare a guvernului. Deci totul s-a terminat cu scandal, a apărut Ioniță, acum o să apară cineva? Domnul Șibutar. E o tradiție bună deja. Nu, eu aș aborda lucrurile în altă perspectivă, nu cea de pamflet. Și situația este mine, de pamflet. Sigur, desigur, este o abordare pertinentă și, mă rog, normală. Eu însă ies din această situație a acelui război de hibrid, care este în plină desfășurare și vedem foarte multe elemente ale acestuia și acum, deci, vârf de lanci a acțiunilor dirijate de la Moscova este procesul politic, procesul electoral. Țintele sunt deputații în Parlament. În Ucraina. Lucrurile se confirmă prin fapte, se confirmă prin evidențe. Deci s-a creat o situație destul de complicată care noi o prevedeam și a repetate rânduri am vorbit despre aceasta, inclusiv și la masa aceasta. Sigur că s-a creat o situație în care există mai multe suspiciuni că unii deputați, fie că de acum sunt racolați, fie că sunt în procesul de racolare. Există un proces de, hai să spunem așa, supraveghere, da, a comportamentului unor deputați, a unor altor actori. Directorul SISO a declarat despre aceasta. Deci să avem în vedere lucrul acesta. Războiul în Ucraina nu s-a terminat, războiul în Republica Moldova nu s-a terminat, el este în plină desfășurare și eu cred că lucrurile cele mai rele încă nu s-au produs. Nu știu în ce măsură, nu am capacitatea și nu am acele instrumente să văd în profunzime caracterul acestor legi. Da? Poate domnul Țirdea poate să vorbească cu mai multă cunoștință pe câte le sunt necesare acum pentru actul de guvernare, etc. Dar s-a creat o situație destul de dificilă, tensionată, în cadrul Parlamentului, este absolut evident. Orice pot să fie surprize foarte neașteptate când să fie permanent blocate niște votări a unor legi destul de importante, la care s-au referit și colegii de platou, sunt și altele extrem de importante, și invers, poate să fie situația în care să fie pe neașteptate, în surpriză, să fie pusă la votare niște chestiuni care să fie în detrimentul intereselor Republicii Moldova și să fie bine așteptate, votate de o nouă majoritate. Deci lucrurile acestea sunt absolut iminente, ele sunt la suprafață. Noi le vedem emanarea acestor conflicte interne, ascunse. Și plus la aceasta, sigur că în campanie, în orice campanie electorală, este în viziunea mea destul de târziu de vorbit de anumite materiale compromisătoare la adresa unora sau altora. De cele mai multe ori ele au un caracter speculativ, deci vin în exclusivitate să pună în umbră o personalitate sau alta. Eu nu vorbesc acum de personajele pe care dumneavoastră le-ați abordat. Vorbesc de orice actor electoral, orice concurent electoral. Și de aceea eu aș fi foarte atent în a face un accent exclusiv pe niște date care fie că sunt descoperite recent, fie că au fost de nenumărate ori trecute prin toate discuțiile și acum readuse într-un pachet nou sau într-un ambalaj nou. Nu mă refer, nu mă refer, bine, pot să aduc exemple, dar încă o dată sublinez, nu mă refer la exemplul pe care dumneavoastră l-ați adus. Am înțeles. Sunt multiple alte exemple care sunt interesante în acest context. Așadar, lucrurile rele încă nu s-au întâmplat, Bogdan Țirdei. Eu vreau să spun, eu privesc lucrurile nițel mai simplu și deci mai tehnic. Aspectul tehnic, deci, a fost menționat aici,
pornit, demarat, deci campania electorală, miniștri sunt teritoriul de mult, o par deputați toți, habar ei n-au, autobuzele s-au pornit, deci campania e în desfășurare, băieți, care guvernare, care proiect de lege? Ei nu pot aduna uma... Am încercat să abordez eu un film, dar mi-au dat la bot. Nu, Eu sunt victima. Băieții fac campanie electorală și în acest punct de vedere eu înțeleg perfect. Ei nu au acum o majoritate politică la modul real, de ce nu au? Fiindcă această majoritate deja e dispersată prin sat și în campanie electorală. Asta e unul. Doi, majoritatea parlamentară nu există, fiindcă sunt de al de Ioniță, de al de alți deputați, care deci au un comportament, hai să-i spunem așa, imprevizibil, într-un fel sau altul. Dar mai este al doilea moment, deci nu doar lipsa acestei majorități din motive politice, din motive electorale. Este și motivul, pe de o parte, a unei presiuni din partea UE, deci băieți, aveți restanțe, poftim, adoptați cât mai rapid. Dar este și interesul oligarhic. Și hai să fim, până la urmă, corecți. Eu nu prea înțeleg ce are cu Uniunea Europeană scutirea taxelor vamale, la păcuri, la anumite produse, pentru anumite firme și un alta. Aici credeți-mă că este interesul oligarhilor și a unor structuri foarte clare private. Asta e pe de-o parte. Pe de altă parte, sunt anumite aici proiecte de legi cu prerogativele BNM, băncii naționale, cu mai nu știu ce acolo, care sunt convinabile unor oligarhi care controlează această instituție și care doresc să controleze întreg sistemul financiar. Apropo de scandalul la Turia Bank. Sigur că da. Rolul BNM aici ar fi unul foarte important. Dar ei, iată, prin asemenea, hai să-i spunem așa, scheme, sau prin asemenea mecanisme de adoptare, ei pun și proiecte bune și proiecte mai puțin bune sau cu un element de coruptibilitate sau de corupție destul de pronunțat. Sau cel puțin există suspiciune la acest capitol. Și iată, ei fac aceste lucruri și să vedeți că mâine poi mâine vor și fie Ioniț, fie comuniști, fie nu știu cine, și au să ne demonstreze nou că sunt aici momente de corupție. Or, sunt de acord aici cu domnul Sturza, parțial, care spune că, băieți, noi nu ne putem juca de asumare responsabilității guvernului de fiecare dată, fiindcă asemenea lucruri se fac doar în cazuri excepționale, sunt întotdeauna la limita condiționalității și de fiecare dată implic un angajament politic al guvernului, respectiv riscul ca acest guvern să cadă. Și noi nu putem în asemenea ecuație, și ce este mai grav, noi nu putem să punem 7, 8, 10 proiecte de legi, să le punem toate la oaltă într-o oală, mă înțelegi, să le arătăm societății ca fiind toate foarte importante. Fiindcă aceste proiecte de legi trebuiau să treacă prin comisiile parlamentare, trebuiau să treacă faza de discuții, trebuiam să vedem care e componenta de corupție, care e componenta legată de interesul național, să fie o anumită abordare de expertiză mai profundă. Aceste lucruri nu se fac. Guvernul spune că nu are majoritate, noi nu discutăm, noi nu vedem și iată adoptăm și habar nu avem ce adoptăm acum, înțelegeți? Și astfel Leancă își riscă cu propria reputație, fiindcă pe urmă poate să apară anumite momente dubioase și care el va roși pe de o parte. Pe de altă parte, Alianța riscă să adopte proiecte de legi care să fie cu un, cum să vă spun, de vedere tehnic, cu foarte multe carențe și handicapuri. Și ca mai pe urmă a trebuit să ne reîntoarcem iar la ele sau chiar să le anulăm. Apropo, fac o remarcă numai, Vrân Cebătaru, de campania electorală despre care vorbeam aici. Astăzi mă sună la telefon, mă sună cineva de foarte de departe, din China, un coleg cu care am lucrat la ziarul Jurnal de Chișinău, cei care au lucrat la ziar pot confirma că avem un asemenea coleg, care mă întreabă cu îngrijorare ce să facă în cazul în care el are o anumită sumă de bani depozitată la Victoria Bank. Să o retragă, să teme. Omul citește și el nu știe. M-am încumitat să-i spun în felul următor. Zic, Mihai, cred eu, e o chestie temporară, cât durează campania electorală. Oamenii au nevoie de niște bani. Eu am spus că nu se știe dacă vor rămâne după asta bani, că va fi devalizată, e clar. Pentru că una din armele pe care le poate folosi Federația Rusă este prăbușirea băncilor în Republica Moldova, sistemul bancar. Și este un pericol foarte iminent. El este în harta riscurilor la adresa securității și face parte din riscurile economice, de ordin economic. Deci mai bine ați sfătuit să împartă aceasta și să pună în diferite bănci sume mai mici, da, inclusiv în ciorap, în borcane, vreau să cât sunt. Dar eu aș fi vrut, dacă îmi permiteți, totuși, o mică replică. Văd că noi așa ne-am neapustit. Totuși, cunoscându-l pe domnul Leancă, eu vreau să spun că
Eu eram poate și eu un pic sceptic vis-a-vis de această acțiune când am auzit-o ieri, sau, ieri da, dar astăzi în Parlament mi s-a părut foarte convins și ca ni specialist subliniez acest lucru, nu am expertiza tuturor legilor, dar mie mi se pare ele absolut necesare. Și anume situația aceasta de incertitudine reală și normală, deci noi nu putem să facem abstracții de sumele enorme pe care le pune Federația Rusă în acest sens. Și lucrul este atât de grav, încât noi pur și simplu nu conștientizăm. Noi, când spun noi, eu zic de clasă politică. Eu văd ieșirile politicienilor și mie mi se pare că ori sunt miopi, ori sunt, mă scuzați de expresie, naivi până la idiotism. Deci iar trebuie să emane un alt gen de energie. Un gen de energie care să-i mobilizeze într-un fel sau altul. Eu vorbesc acum strict o modă de politică. Degeaba criticați Partidul Democrat. Eu l-am criticat Partidul Democrat, ieșirile acestea miniștrilor, înainte de campanie, fără a fi degrevați, de fapt nici noi am criticat. Pur și simplu am formulat niște întrebări. Dar, pe de altă parte, uitați-vă la campanie. Întrebări care semănau alaudii. Campaniile, până la urmă, este mai mult sau mai puțin inofensivă a Partidului Democrat. Deci, n-am nimic cu campania lor. Exact, eu am cu trompeta, cu trompetiști. Dar pe mine mă îngrijorează faptul că nu există o mobilizare națională, o înțelegere a acestui lucru, că noi suntem în fața unui risc absolut iminent. Nu ni s-a spus foarte clar, de mai multe ori, așa ca să ajungă, știți? Ni s-a bătut încă la cap. Mai oameni buni, noi o să vă pocnim. Noi nu o să vă permitem să beneficiați de acest acord de asociere. La început spuneam că nu o să vă permitem să semnăm. Ne-am scăpat, noi am semnat, l-am ratificat. Acum ne spune, vă grăbiți, vă bucurați că l-ați semnat. Dar pe dracu, nu o să vă permitem să-l implementați. Deci noi o să vă pocnim. Și noi, într-un fel sau altul, noi, știți, nu știu, limba rusă îmi vine, pirva vreme ciumă, adică, deci facem concerte, permitem în piața mare adunări naționale, adică, cu etalarea acestei poziții pro-Putin, adică, care e plin de sânge, care război, deci mii de oameni au murit, continuă să moară în Donbass, adică, acolo sunt și conținuți de țării noștri. Eu sunt șocat de ce aud. Poți să mă trești un pic? Nu vă cred. Adică vorbiți acum că Partidul Democrat a intrat în campanie electorală în mod ilegal, pentru că campania electorală nu s-a început. Și acum spuneți niște chestii de astea că foarte bine că ei fac campanie electorală fără să atingă pe cineva. Asta și mai trebuie încă. Ei acum sunt în proces de devalizare. Ei acum sunt în proces de devalizare de bănci. Ei acum manipulează opinia publică. Eu astăzi am văzut știrile la Prime, da? În minutul, deci de la 18, știrile de la Moscova. Din minutul 1 până în minutul 42 au vorbit despre faptul cât sunt de fasciști ucraineni. Arătau, puneau bombe pe acolo, le strângeau ăștia corespondenții lor de război. Este ceva incredibil. Au ajuns pe la Kiev să arate că guvernul de la Kiev nu are grijă de copiii bolnavi și așa mai departe. Și mai departe. Ca în ultimul minut al emisiunii, deci, atenție, în ultimul minut al emisiunii, minutul 42 până în 43, că după asta a început o emisiune de divertisment, să dea postul principal al Federației Ruse și al lui Plahotniuc, să dea o informație despre o situație, o catastrofă naturală din regiunea Krasnodar, din Federația Rusă, în care oamenii erau pur și simplu acoperiți de ape. Orice televiziune din lumea cu asta ar deschide, din Găgăuzie, din Burkina Faso, de oriunde, cu asta domnul ar deschide. Deci ei au dat 42 de minute, m-au manipulat și au bătut joc de mine. Dar asta nu înseamnă. Și legea cu privire la, deci modificarea cu privire la transparență n-a fost pusă acolo, finanțarea partidelor politice n-a fost, la Victoria Bank în 2010-2011 primele atacuri Raider, jefuirea proprietarilor legali, după care acum urmează o a doua jefuire prin acel management despre care vorbeam înainte de emisiune. Și noi acoperim asta pentru o campanie electorală. Doi la mână. Mă deranjează foarte mult când unii comentatori vorbesc, acoperă toate aceste manipulări, jafuri, incompetențe, tot ceea ce face actuala guvernare cu frica de Moscova. Frica de Moscova, că Moscova ne face cu tare. Domnule, Moscova a terminat-o cu Republica Moldova. 60-70% din sistemul bancar, nu e niciun pericol cu sistemul bancar al Republicii Moldova, deja. El este pe mâinile rușilor. Deci,
Victoria Bank, Banca de Economie. Dar uitați-vă cine sunt acolo șefii consiliilor de administrație. Uitați-vă câți oameni din securitate, rezidenții Moscovei de aici lucrează în aceste bănci. Este ceva de groază. Ei deja au pus mâna pe sectorul bancar. Ei au pus mâna pe sectorul viticol. Marea majoritate a fabricilor de coniac, de vinuri din Republica Moldova sunt ale rușilor. Ei au câștigat războiul economic. Ce mai vrem? Noi trebuie să ne eliberăm de toate lucrurile astea. În schimb, această guvernare, cum spune domnul Cipotaru, ori este tâmpită, ori este idiotă la nesfârșit. Nu face absolut nimic decât cântă în strună ursului de la răsărit și nu întreprinde măsurile necesare pe care le poate face la ora actuală, anume reformarea economiei, reformarea justiției, a procuraturii, așa mai departe. Iar chestia asta cumpărarea deputaților este atât de ridiculă și de cinică. În primul rând, îmi pare că ai pus un pariu la o emisiune. Da, n-am pus un pariu. Eu câștig și foarte multe pariuri în viața mea. Și Anatol Țăranu a pus un pariu. L-am văzut pe Bogdan Țârdă. Și el se batea cu el, domnule, cu oricine bat pariu, că nu se va întâmpla. Și Anatol Țăranu spunea că dacă într-o lună de zile domnul Chetraru, Zumbreanu, nu știu care de la CNA, nu vor veni cu explicații clare ce se întâmplă aici, înseamnă că lucrează pentru un alt stat. Apropo, hai încă o dată să ne referim la cazul ăsta, pe scurt. Acolo povestea era clară. Spune, erau foarte multe semne de întrebare că banii extrași de la banca lui Platon, se spunea, trebuie să fie neapărat să-i arate în cadrul că erau extrași de la banca lui. Orice tâmpit, banii lui cumva îi camuflează. Nu asta era. Era poveste simplă. I-au prins pe doi, au rămas să-i prindă încă doi și până la urmă ei nici măcar nu spun nimic. Măi, s-a întâmplat un lucru grav. Trebuie să fie mituiți doi, trei, nu știu cât, deputați. Extraordinar de grav. Nimic, nimeni nu spune nimic. Au trecut acele 2 luni, au trecut în pare că 6 luni deja. Da. Ce se întâmplă? Nu avem nimic, nu avem niciun fel de informație. Totul este secret. Totul este... Deci, ce a fost asta? A fost un scenariu, eu sunt absolut sigur că a fost un scenariu, ca nu cumva cineva să miște în front. Pentru că a plecat unul de la PD, Doamne ferește să mai plece de acolo cineva, că mai sunt de ăștia probabil doritori, sau de altă parte, nu contează. Și este un scenariu clar. Apropo, Vasile, mai am o întrebare. Spuneai de televiziuni, cu asta și pe urmă mergem poate la alt subiect, cât timp mai avem. Cine, sarcina cui este să monitorizeze televiziunile în perioada electorală și în campania electorală? Și zic, apropo de PD, la toate astea 5 televiziuni ale prietenului meu, deci numai PD-ul este de dimineață până seara. Este, cum să spun, cel puțin o competiție necinstită, neonestă este, nu? Păi azi, cine ar trebui astăzi, să... la știrile de la orele 18, publica, televiziunea lui Plahotniu, până din ele, primele 3 știri au fost despre Corman. Deci chiar dacă a venit o delegație la Leancă, întâi au arătat că acea delegație anul trecut a fost la Corman întâi, anul trecut, nu anul ăsta, dufle, anul trecut a fost la Corman. Nu, l-au arătat puțin pe Leancă, că zici că uite, a venit și azi. Dar ei, de fapt, ce cred? Ei cred că în felul ăsta adună voturi mai multe pentru PD? Da, păi, cum să nu, cred la asta, da, e posibil cu cât mai multe. Eu înțeleg că ăsta bagă bani cu căruța în televiziune. Numai o secundă să răspund la... Deci, în campania electorală, sunt 2 instituții ale statului care se ocupă de monitorizarea și vegherea asupra desfășurării campaniei la un audiovizual. Deci este vorba de o concepție comună pe care o elaborează Consiliul Coordonator al Audiovizualului în colaborare cu Comisia Electorală Centrală. Deci, conform acestui document, deci acesta este documentul normativ pentru campania electorală, după care se ghidează radiodifuzorii din Republica Moldova. Dar noi acum... Am așteptat măcar în acest proiect să aflăm măcar cine sunt oficiali, să cunoaștem cine sunt proprietari. N-am putut afla chestia asta. Prin urmare, nici finanțarea nu va fi, deci acum fiecare partid va scoate bănetul și deja se vede cine are bani. E clar cine au bani. Prin urmare, aceste posturi de televiziune nu vor fi nimic altceva decât elemente propagandistice, electorale în această campanie. Asta e clar. Ele pot fi cumva intrat puse la punct, eu nu știu cum. Sigur, pot fi puse la punct. Se respecte, se le acerește reguli de joc. Se respecte. Da, dar noi deocamdată nu am intrat în camera. Am înțeles. Ele își fac de cap cum doresc. Sigur că eu fac abstracție de părerea domnului Năstase, nu vreau să polemizez, dar în ce privește, este absolut evident această încălcare a deontologiei. Mai mult decât atât, nu atât mă îngrijorează această
deci demonstrare preferențială a unui candidat, mine foarte mult mă deranjează deci încercarea a acestor televiziuni care sunt afiliate Partidului Democrat, aici trebuie să recunoaștem acest lucru, în agenda setting. Deci ei devalorizează, deci acoperă, deci nu se discută despre problemele importante, deci se trece, s-a schimbat caracterul emisiunilor, atât a știrilor, cât și a dezbaterilor, etc. Deci, practic, vedem, și aceasta creează o impresie falsă în spațiul public și emisiuni ca dumneavoastră, ca altor posturi de televiziune care nu sunt afiliate acestui partid, sunt o evidență a acestui, deci ele sunt în contrast cu ceea ce fac programele de emisiuni. Dar în agenda setting eu consider că, bine, spre deosebire de domnul Năstase, eu am certitudine că lucrurile acestea nu au fost înscenate, lucrurile sunt absolut reale, am și eu sursele mele de informații, am și eu experiența mea. Deci, și încă o dată repet, lucrurile se vor mai precipita și alte momente. Sigur că eu sunt absolut de acord, noi trebuie să cerem permanent raporte în partea instituțiilor abilitate. Lucrul acesta nu poate să nu deranjeze, deci cazurile nu s-au adus până la sentință, au rămas în suspensie și alte suspiciuni și alte materiale din acest fel. Pe de altă parte, SIS-ul insista să primească niște instrumente investigative și nu este clar pentru ce și cum, mai ales în campania electorală. Deci sunt foarte multiple aici problemele. Eu, dar încă o dată, și insist asupra ideii acestea, pentru că noi putem dezbate la nesfârșit niște cazuri separate și vom avea perfectă dreptate în ale oglindi, etc. Eu însă nu vreau să pierd contextul general. Să nu ne trezim noi toți cu dreptatea noastră, după alegeri, cu o nouă guvernare și iarăși nu o să știm ce să facem. Să organizăm un Maidan sau un 7 aprilie sau să Maidan vanzal canal. Mai bine un Maidan decât un 7 aprilie. Dă-mă să fac o precizare. Mai multă lume prezentă aici în cabinetul de umbră, uneori îmi reproșează, înțeleg eu asta. Dom'le, hai să nu vorbim despre cazuri separate. Să vorbim lucruri majore, că nu, da. Asta de fapt... Nu m-am chemat aceasta, e un lucru absolut normal. Eu zic despre unii invitații okay, mei bine, care îmi spun asta. Și eu zic, parcă aș fi de acord, într-adevăr, măi, lucrurile sunt grave. Dar, oare nu din lucrurile astea separate, care se întâmplă zilnic în viața noastră, se constituie acel ceva mare? Iată să vă propun aș fi de acord 100% cu tine dacă n-aș vedea cum cresc cadrojdiile alții care deci aici joacă în exclusivitate interesul lui Putin. Nu a Federației Ruse, dar a regimului lui Putin. Și cresc ca pe drojdii. Eu nu știu de ce. Dar crezi ca pe drojdie. În urma concertului, noi să revenim și la regimul lui Putin și Putin e un alt prieten de-al meu pe lângă Plahotniuc. Uitați-vă două cazuri care separate. Cazul președintelui CSM, care s-a pronunțat în legătură cu chestiunea Punga. A spus, domnule, noi nu putem lua nicio decizie. Au dispărut filmările din curtea de apel. Spuneți-mi, un asemenea tratament, Viorel Ciobotaru, nu cresc acțiunile lui Putin? Spuneți-mi, vă rog, văd astăzi prietenul nostru, un alt prieten, judecătorul, așa corect, cu Melniciu. Mama... Cum îi zice? Melniciu. Care mama lui, săraca, chiar îmi pare rău de femeia asta, domnule, mama lui brusc s-a dovedit că are spații. Domnul Ciobotaru, nu crezi că acțiunile lui Putin în felul ăsta? Ce facem, fraților? Ne batem joc de oamenii care se uită acum, vii și declară în fața lor. Domnul Tânăr, eu ca să-mi termin aici gândul, nici n-am început. Desigur că noi putem să-l acuzăm pe Putin în toate lucrurile, cum de fapt și partidele de stânga îl acuză pe Obama de război în Siria, Libie, Irak, unde vrei. Și de problema Ucraina. Da, și de Ucraina chiar. Problema e în altceva, că nu vine Putin sau Obama să ne rezolve nouă problemele și nu ei le creează până la urmă. Iată, eu vă întreb dumneavoastră, noi avem o guvernare zisă pro-occidentală, pro-românească și mai nu știu cum. Totodată și de fiecare dată, iată, eu am văzut că erau unii jurnaliști, analiști care spuneau, vor fi probleme cu parafarea acordului. Eu de 1000 de ori am scris, nu vor fi probleme, va fi parafat. Vor fi probleme, ne va crea Federația Rusă cu semnarea acordului. De fiecare am zis, nu vor fi, vom semna. Vor fi probleme cu ratificarea. Am zis, nu vor fi, vom ratifica.
Nu va fi. Noi permanent, iată, noi permanent deplasăm agenda. Valeu, vine ursul. În timpul ăsta ce se întâmplă? Dar care guvernare? În 2010-2014 s-au spălat 18 miliarde de dolari a mafiei rusești prin sistemul bancar din Republica Moldova. Sub care guvernare? Mie asta mi-e interesant. Sub care? Doi, dar care guvernare și care prim-ministru a permis concesionarea aeroportului Chișinău, apropo, unor structuri rusești? Doi, Banca de Economie, apropo, tot unor structuri rusești? Și apropo, sub care guvernare, deci Federația Rusă, mă rog, o criticăm, o lăudăm, controlează 70-80% din sistemul bancar? Mă înțeleg? Deci sub care guvernare? Eu întreb pur și simplu aceste lucruri care sunt elementare. Elementare. Sub care guvernare s-a produs acum acest fenomen de atacul Raider? Iată, noi discutăm cu dumneavoastră astăzi aici despre Rusia un alt, dar în timpul acesta, doi oligarhi își dispută controlul asupra Victoria Bank. Când se investea guvernul Leancă, se producea atacul asupra Moldova Growing Bank și vreau să vă spun, noi discutam cu niște doamne de acolo, din top management, care au venit la mine speriate, în lacrimi, spuneau: Bogdane, spune măcar un cuvânt, toți vorbesc de integrare europeană și nu știu ce, pe noi ne dezbracă cu pielea, pe noi ne amenință, pe noi nu știu ce. Nimeni nu discuta despre acest lucru. Mă înțelegeți că cea mai mare bancă din Moldova era atacată la acel moment când noi vorbeam despre investirea noului guvern, când se producea atacul Raider la întreprindere registru, când se produceau alte atacuri. Deci, sub flamura integrării europene, sau așa zis integrări, fiindcă integrare eu nu prea observ. Și fricii de Federația Rusă. Eu nu prea observ integrare, care este problema și reformă. Noi ce facem? Pe de o parte, ei cedează anumite active unor oligarhi, pe de altă parte, cedează mai multe bănci Federației Rusă, iar de aici luptă cu Federația Rusă. Păi eu nu înțeleg, mă înțelegeți? Despre ce noi discutăm? Eu cred că nu trebuie să diminuăm pericolul care vine din partea Federației Ruse, dar în același timp asta nu înseamnă că noi nu putem să vorbim despre marele fără de legi care se fac aici, să fie clar acest aspect. Da. Ok, mergem mai departe. Deci am lămurit chestiunea cu Parlamentul, nu mai avem nevoie de Parlament, guvernul își asumă toată activitatea parlamentară. Asta și... tu ai spus-o. Da, eu nu subsemnez. Asta am citit undeva și da. Mi-a plăcut foarte mult. Nu-mi preplace. Înseamnă că nu avem nevoie nici de CNI, că putem noi să o facem aici foarte frumos, mai eficient ca ei. Și zic eu asta... Eu aș întreba unde e opoziția parlamentară. Și zic asta gândindu-mă la o emisiune pe care l-am văzut pe Bogdan Țirdă, care foarte pătemaș își rupea cămașa pe el și era gata să pună pariu cu toate structurile europene, că nu se va întâmpla nimic în cazul vilei lui Plahotniuc de 3 milioane. Bine, era previzibilă reacția. La drept vorbind, pentru mine nu era chiar atât de previzibilă cum era pentru Bogdan, fiindcă eu am spus, ei vor încerca totuși să pară, să mimeze un joc corect, să pară, măi frate, totuși e campanie electorală, totuși dă urât, totuși stau ăștia ambasadele străine, stau cu ochii pe tine, măi, fă și tu ceva, așa spune, măi, vedem, examinăm. Când colo, hopa, nici nu vede că documentul, apropo, să avem o legătură telefonică cu autorul acestei tărășeni, vreau să-l întreb ceva. Deci, nici documentele nu sunt autentice, nici nu au cum verifica, ăla, în general, nu a văzut nimic. Ce e cu CNI-ul? Avem nevoie de CNI sau de un așa CNI? Bogdan. Vedeți că CNI-ul este, el a fost partajat politic, am spus de 100 de ori și de fiecare dată, deci, această aserțiune care am emis-o se confirmă. Prin noi și noi poziții, sau mai corect spus, lipsa unei poziții din partea acestei structuri. Ei sunt foarte inventivi la mii de scuze. Inventează mii de scuze când e vorba despre domnul Plahotniuc sau alți oligarhi, afiliați puterii. Ori când e vorba de opoziție, să vedeți cât de rapid se autosesizează și cât de înfocați și cât de atenți și cum găsesc mii de probe și mii de modalități. Inclusiv în străinătate. Inclusiv în străinătate pentru a penaliza opoziția. Și mai interesant, știți ce? Eu vă aduc încă o dată cazul cu Voronin. Când se arătau automobilele cele pe care el le deține, CNI-ul cât de înfocat acolo s-a apucat să verifice și cum Voronin i-a eliminat pe toți criciul Plahotniuc din partid. Cum automat ce ne-au zis statul? Au dispărut și automobilele. Dar problema care e? Că automobilele le deține Metal Market, care aparține lui Oleg Voronin. Și teoretic, deci, și Voronin ar fi trebuit, deci, să dea răspuns pentru lucrurile astea. Iată de ce cu acesta CNI. Nu are absolut nicio reacție, este totalmente subjugat. E utilizat ca bâtă politică în răfuiala domnului Păpușar cu oponenții săi politici.
Iată care este, iată care este sensul acestei instituții. Da, eu, am, am scris un mic rezultat. Am scris un mic editorial ieri despre acest uimitor de mic. Da, de, da, de obicei, foarte laconic data asta. Foarte mic și da, Cârligul Plahotniuc. Și am spus acolo că de fapt această instituție a statului nu se ocupă cu nimic altceva decât să justifice averile nedeclarate ale ale unor demnitari, zicem, Plahotniuc, Voronin, Filat și alții. Cum fac ei chestia asta? În momentul ăsta, de exemplu, cazul viceprocurorului municipiului Chișinău, Gerasimenko, da? Care avea casă nedeclarată, vreo două mașini, pe strada Ismail, deci o clădire pe care a construit-o ilegal, încă un autoservice în zona tot centrală a orașului. Deci foarte multe chestii de astea. Acum, ce au făcut ei? Pentru că el face parte din mafie, din oligarhia moldovenească, au zis, domnule, o sesizare la, la CNI, CNI a verificat toate chestiile și a zis, domnule, omul e curat. Gata, acum omul are, are certificat că el e așa. A trecut pe acolo Voronin. Da, cine mai poate să mai zică acum ceva de Voronin? Gata, el are document de la, de la CNI că omul este curat. Plahotniuc a avut onoarea să treacă de două ori pe acolo. Deci prima dată după declarațiile respective și astăzi a doua oară după ce a apărut deci problema cu această vilă de care spune că costă 3 milioane. Când spunem de 3 milioane trebuie să spunem neapărat că ele de fapt sunt 3 milioane de euro, dar în general sunt aproape 60 de milioane de lei. Asta ar însemna cam la ora actuală cam atâta costă două insule în Grecia. Deci asta este prețul. Am văzut undeva comparația asta. E da, foarte bună, da, 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 foarte da, faină. Atâta costă vilișoara acestui domn. În, în Grecia ar costa două insule. Deci noi nu ne putem aștepta la absolut nimic. Multă lume zice, domnule, dar uite, s-a autosesizat CNA. Gata, oamenii ăștia o să pățească ceva. Sau CNI, sau procuratura. Gata, toate aceste sesizări sau autosesizări sau, eu știu, demersuri venite din străinătate, ele se fac numai pentru a acoperi aceste crime, pentru a le ascunde. Acum chiar cu atacurile Raider. Ce s-a întâmplat? Deci cu judecătorii care le-au comis. Și toți au fost promovați, alte druze, toți ăștia la Curtea Supremă și acolo și acolo. Deci, da, de vorbit au vorbit. Și Filat a vorbit, și Leanca a vorbit, ministrul justiției, că au dat din deget, cu începem proceduri disciplinare, nu ce acolo. Și aș mai vrea să fac încă o chestie apropo de procedură disciplinară. Un caz extraordinar pe care nu știu cum procurorul orașului s-a încumetat, domnul Deacov s-a încumetat și a vorbit despre un caz, domnule, care nu ține de, de jafurile banditilor. Eu îți pierd de funcție. Domnule, știi, știi, vorbim despre despre o chestie extraordinar de importantă sub aspect social. Vorbim de narcomanie. Eu mă convinc, eu văd în blocul în care locuiesc eu, la patru etaje văd seringi. Văd oameni care sunt prinși în flagrant, care se droghează. Este o problemă extraordinar de serioasă. Vă spun pe cuvântul meu de onoare că cine vrea poftim, dacă vrea, facem o experiență, ne ducem acum și vedem seringi acolo la blocul respectiv. Și eu cred că chestii de astea sunt în tot orașul. Eu am văzut atâtea rețineri ale poliției care cu heroină, cu tone, cu kilograme și așa mai departe. Și el a făcut o descoperire. Deci el a descoperit că o judecătoreasă din sectorul Cetru, pe numele ei Vasilie... Nici măcar n-a făcut el. Asta erau în documentele oficiale mai multor autorități americane. A făcut public chestia asta, da. Și acea judecătoreasă l-a achitat prin... Adică i-a dat 4 ani cu suspendare unui recidivist în traficul de droguri. Curtea de apel i-a dat 7 ani. Curtea Supremă de Justiție a menținut această... Prin urmare, este clar că această judecătoare a comis o ilegalitate și conform articolul 307, pare mi se, din Codul Penal, ea trebuie să fie trasă la răspundere. Ei, ce se întâmplă? Mâine, la CSM, la orele 10 dimineață, această judecătoare va fi chemată la Comisia Disciplinară, ei se va da din deget, îi se va da un mic avertisment ca în cazul avocatului Berlinski, că au ascuns imaginile de la Curtea de Apel, că chipurile numai 48 de ore. Domnule, dar v-au dat milioane de lei, v-au dat americani. Vin 60 de milioane din nu Europa. O dispărut după ce au apărut la televiziune toată povestea. Bineînțeles, sigur că nu e adevărat. Și mâine această judecătoare, în loc să fie inițiată o cauză penală, conform articolul 307, pentru că a scos o decizie, o sentință,
neadecvată, ilegală, vădit ilegal. Iar acel om, acel individ traficant a plecat peste hotare, că probabil că e intoxic acolo pe alții, că el probabil că numai de asta se ocupă. Iată, ce putem noi să așteptăm de la aceste instituții? Procuratură, CNA, okay. CNI, CNI și așa mai departe. Aș vrea să rog colegii mei totuși să ia legătura cu deputatul Petrenco, așa cum ne-am înțeles. Bogdan, cred că aș mai avea o întrebare. Cu acest domn Stratilă, care este vicepreședintele CNI, când am discutat cu el, cred că acum două emisiuni și l-am rugat, era prima dată apărusă toată povestea asta, el a invocat, bineînțeles, încă o dată motivul ăsta, CNI nu are această cădere de a examina averea celor aflați peste hotare, dar a precizat atunci că dacă vor fi argumente, deci ei se vor depune eforturi, deci omul era, mie mi s-a părut, era pregătit să meargă mai departe, lui s-a părut că, domnule, e evident că ceva nu e în ordine și brusc azi îl văd, azi a avut loc ședința CNI-ului, îl văd spunând cu totul altceva. Da, din păcate, deci acest domn, mie mi-a părut că este bine intenționat și că vreau să cred așa, da, că el este unul din puțini în această structură care a mai încercat de câteva ori să vocifereze niște adevăruri. Sau cel puțin a proiectat în spațiu public niște intenții nobile. Dar iată că presiunile sunt foarte mari și șantajul, amenințările sau mai nu știu ce, acolo își fac meseria și în rezultat avem ce avem. Eu vă aduc aminte de un alt caz, exact la fel. Pare-mi procurorul rusul, țineți minte când era pădurea domnească, omorul și a ieșit domnul procuror și a făcut dezvăluire și acuzații destul de grave. Ca mai apoi, deci, să fie nevoit, da, să se retragă într-o liniște de aceasta, cum să vă spun, foarte și foarte apăsătoare. Iată de ce se produce cu cei care încearcă să aibă poziții. Ei sunt reduși la tășeri. Ok, am înțeles că avem legătura telefonică cu deputatul Petrenco. Bună seara! Da, bună seara! Domnul Petrenco, deci întrebarea este simplă, scurtă. Am înțeles că difuzați documente false și ați furnizat presii documente false, ceea ce vizează vila lui Plahotniuc. Și sigur că nu sunt false și toată lumea a văzut și poze și materiale video. Eu singur am fost personal acolo în Franța și am făcut mai multe fotografii. Nu, fotografii e ok. Cu actul ăsta cadastral, care e povestea cu el? Fiindcă la el s-a referit domnul Stratilă și a spus că nu poate fi verificat că e fals. Teman că trebuia să verifice. Ei au refuzat să facă orice investigație și orice verificare. Apropo, sincer, eu nici n-am fost invitat la această ședință a CNI-ului, deși am făcut această sesizare și așteptam să fiu invitat. Din păcate am aflat totul doar post factum din mass media și iarăși apare întrebări. De ce? De ce nu am fost invitat? De ce deci membrii Comisiei Naționale pentru Integritate nu m-au întrebat unde am fost, ce am văzut, ce știu, de unde am documentul și așa mai departe. Eu cred că ceea ce trebuia de dovedit astăzi s-a adeverit, era de așteptat că această Comisie Națională pentru Integritate să ia această decizie. Ei nu pot să meargă împotriva patronului lor. Se cunoaște că nu este o comisie independentă. Domnul Petrenco, asta o știm. Domnul Petrenco, da. Spuneți-mi un lucru care să-l înțeleg eu și spectatorii noștri. Unde putem să vedem acest document? El este public în Franța? Putem să vedem undeva pe internet? Trebuie să facem să apelăm o anumită instanță din Franța? Cum putem demonstra că este autentic? Acest document, de fapt, este un extras cadastral. Este publicat. Și inclusiv în foarte multe mass media, în afară de mass media care sunt afiliate lui Plahotniuc, evident, dar acest document este publicat în internet. Dacă se dorea, deci sigur că Comisia Națională pentru Integritate, în general autoritățile Republicii Moldova, au posibilitatea să se adreseze autorităților franceze ca ei să confirme
sau să infirme cele publicate. Dar nici asta nu s-a făcut. Pur și simplu s-a spus că nu, noi nu avem probe suficiente, n-am văzut fotografii, n-am văzut nimic, nu putem examina. Gata. Eu cred că această Comisie Națională pentru Integritate de mult trebuia fugărită. Da. Și din păcate oamenii care sunt membri acestei comisii nu sunt chiar au probleme cu integritate ei înșiși. Da, asta o știm încă o dată. Eu am o propunere pentru poate pentru viitorul parlament. Dar această Comisie Națională pentru Integritate, dacă noi într-adevăr vrem ca ea să lucreze eficient, membrii acestei comisii trebuie să fie aleși cu votul calificat în parlament, cu 3/5, cu nu știu, cu 2/3 din numărul de deputați. Ok, am înțeles. Am înțeles, vă mulțumesc mult, domnul Petrencu, pentru această intervenție. Ne mai auzim. Că trebuie să fie o componență a Comisiei Naționale de Integritate impecabilă, nu se discută. Evident, așa absurd să ajungem. Uite, așa compromitem noi. Sigur, eu privesc cu interes aceste fapte pe care le relevați și eu sunt absolut sigur că ele sunt relevante. Dar încă o dată vreau să subliniez un lucru, și nu numai că relevante, dar și foarte reale, realiste. Aș adăuga și alte investigații în privința altor politicieni. Dar încă o dată, trebuie să fim conștienți de faptul, noi putem lucrul acesta să nu ne placă, poate să ne aducă la o dezamăgire multiplă, dar eu cred că astăzi lucrurile acestea nu se vor solda cu anumite decizii. Încă o dată, repet, suntem în campanie electorală. Toate partidele politice au nevoie unul de altul, inclusiv Partidul Comuniștilor, inclusiv Partidul Liberal-Democrat, Partidul Democrat, Partidul Liberal, Partidul Liberal-Reformator, Partidul Socialist, deci partidele care sunt reprezentate astăzi în putere, fie în guvernare, fie în opoziție, nu vor permite investigarea până la capăt, nu vor permite, eu știu, dar în justiție a unor personalități politice vizibile din vari considerente. Și lucrul îl certific, îl constat. Eu nu spun că e bine, nu spun că e rău, eu pur și simplu îl constat acest lucru. Cei ce n-ar trebui să descurajeze investigațiile sub nicio formă, aceste lucruri trebuie acumulate. Aș sugera ca unele lucruri să fie efectuate cu mai mult profesionalism, cu bătaie lungă, să nu fie aruncate așa, zic, la prima fixare, zic, imediat să fie divulgate și apoi foarte repede, deci să fie compromise aceste probe și date. Lucrul ăsta vorbește despre neprofesionalism. Și în cazul lui Ioniță, asta în general, e pur și simplu, a ucis foarte multe probe. La început a declarat, pe urmă a început a căuta, a aștepta să-i se aducă ceva. Lucrurile acestea miroase foarte urât, în sens. No, deci, Ioniță, înțeleg eu că nu-i presa. Ioniță sigur, bine. Poate nu e un exemplu relevant în acest sens. Eu aș spune că această decizie a Comisiei Naționale de Neintegritate este descalificantă, ea s-a compromis totalmente, pentru că probe au fost suficiente, a fost un extras dintr-un registru cadastral adus de un deputat, dar a fost o investigație de presă care a prezentat imagini din 2012, din 2013, deci acea presă a fost acolo 2 ani de zile, a urmărit proprietarul acestei vile. Dacă Comisia de Integritate cel puțin putea să adreseze la Ministerul de Interne, la Procuratură, ca ăștia să facă mai departe, să verifice. La ora actuală, instituțiile statului sunt captive. Dar, apropo, nu mai poate nimeni, afară de CNI, să facă treaba asta, să inițieze, să se autosesizeze. Oricine poate, ei sunt obligați. Și Procuratura ar putea să se autosesizeze. Deci, domnul Gurin, pariul meu cu el rămâne în vigoare? Sigur că da. Deci atâta timp cât n-a văzut domnul Donciu, n-a văzut pozele, dar toată societatea le-a văzut și a făcut cu umbrul la vila respectivă. Păi, da, ne prostește, adică, domnule, chiar suntem așa niște cetățeni. Nu, el nu ne prostește, el își face joc de noi. Teatru absurdului, Eugen Ionescu, ce să mai...
Bun, ne-a rămas cred că vreo 12 minute să încercăm să vorbim și lucruri mai de o complexitate mai mare, așa cum cere și colegul nostru. Corupția e suficient de complexă. Nu trebuie. Da. Astăzi ați văzut, cred că, luarea de cuvânt a premierului ucrainean Iețeniuc, care a spus lucruri destul de nediplomatice la o tribună destul de înaltă a Organizației Națiunilor Unite. Ați văzut, s-a adresat direct lui Putin, ați văzut că Poroșenko a anunțat un plan foarte serios pentru următorii 6 ani. În legătură cu asta, și bineînțeles s-a anunțat despre închiderea frontierei cu Federația Rusă, în legătură cu asta, proiectat pe situația noastră, pe discursul politicienilor noștri, cât de mare este discrepanța între cei ce fac la Kiev, ce fac politicienii la Kiev, cei de la Chișinău, asta pe noi ne va afecta sau nu, sau asta va fi în folosul nostru dacă în peste 6 ani ucrainenii vor cere să aderarea la Uniunea Europeană. Lucrurile sunt suficient de dramatice. Inclusiv și Poroșenko a spus multe lucruri care încă trebuie digerate în esența ce se întâmplă astăzi în Donbas, în legătura aceasta ce se întâmplă în Crimea. Lucrurile nu sunt terminate prin însăși faptul că până când nu va fi asigurată vitalitatea Crimeei ca regiunea Federației Ruse, eu nu văd cum Putin ar putea să se oprească. Și aceasta poate fi obținută pe două căi. Fie pe care militară face canalul acesta pe malul Azov până la Kerce, fie se înțelege cu ucrainenii și asigură vitalitatea acestei regiuni prin furnizări, inclusiv și prin crearea unui coridor de drumuri și așa mai departe. Lucrurile acestea încă nu se întrevăd nici prima, nici a doua cu certitudine, dar lucrurile care s-au produs în Asamblea Generală de mult nu au fost așa ceva, de așa o intensitate. Eu nu aș extrapola, am încercat să extrapolez situația din Ucraina de câteva ori. S-au supărat foc pe mine multă lume în acest sens. S-a preferat o abordare așa mai lejeră, de îmblânzire a agresorului, s-a preferat, dar pe de altă parte, ceea ce mă satisface, s-au luat niște măsuri minime de securizare a anumitor lucruri, chiar au fost și exemple de contracarare a unor acțiuni așa mai puțin prudente din partea unor agenții ai Federației Ruse. Totuși, noi suntem, încă o dată, ceea ce am spus, nu există o mobilizare națională, nu există o înțelegere a interesului național suprem care te constrânge la orice altă... La ce ar trebui să se reducă o mobilizare națională? Mobilizarea națională ar trebui, sigur că inclusiv prin renunțarea la niște acțiuni în interes propriu sau în interes de partid, la ceea ce discutăm noi astăzi, raiderism, furturile, niște decizii absolute. Asta în înțelegerea mea înseamnă înțelegerea națională. Și transmiterea unui mesaj adecvat în interiorul țării și în exteriorul țării. Dacă spunem că vrem în Uniunea Europeană, păi să facem aceste lucruri foarte și foarte conștient și într-un mod demonstrativ. Să nu fure nimeni, să nu regulească nimic. Deci sigur, asta se face. Exact. Dar asta prin Uniunea Europeană absolut aveți dreptate în acest sens. Inclusiv să fii gata să fie o rotație la putere. Eu nu vorbesc acum de opoziția exprimată de Partidul Comuniștilor, de Partidul Socialiștilor sau de Paro sau Renato Usate, pentru că în viziunea mea aceste partide, în mod absolut evident, sfidează interesul național și, de fapt, nu ascund, deci că joacă un interes a regimului lui Putin, care este astăzi condamnat de întreaga lume, inclusiv și de președintele Statelor Unite, într-un mod absolut inedit a spus acestor lucruri, deci în sesiunea generală. Și noi nu putem să nu ne raliem, să nu ne alăturăm, să nu ne aliniem la aceste atitudini, la aceste poziții, pentru că este
o situație de adevăr, vreau zic. Ori astăzi, dacă nu ai spus o lucrul acesta, pe urmă nimeni nu te crede, nimeni nu te-a luat în serios și în seamă. Noi am impresia că așa nu se face. Nu numai că nu se face, noi ne lăsăm bătuți, noi ne lăsăm dezbinați, noi ne lăsăm seduși, noi ne lăsăm corupți, să ne corupe și așa mai departe. Când spun noi, mă refer în primul rând la clasa politică. Poate și la mine mă refer în măsura în care nu mă exprim la modul cuvenit sau la timpul cuvenit. Deci aici n-aș fi vrut să arunc numai pietre în alții. Deși încerc să fac și eu ce pot, lucrez cu Chievul și acum duminică plec iarăși încolo, lucrez cu Garda Națională, lucrez cu alte instituții de acolo și eu cred că noi trebuie să mulțim aceste lucruri de solidaritate și atunci noi vom putea vorbi că ceea ce se întâmplă în Ucraina nu se va întâmpla și la noi, că noi vom fi informați și înarmați în măsura în care să descurajăm orice acțiune împotriva noastră. Numai puțin, ceea ce am vorbit noi până acum a trezit destul de mare interes. Vreau să vină cu o replică domnul Strătilă, despre care am vorbit acum. Bună seara, domnul Strătilă. Bună seara și bine. Da, vă ascultăm. În ce constă replica? Deci, ceea ce spune domnul Petrengu că n-a fost invitat la comisie este neadevărat, deoarece eu, pe rețeaua de socializare, am inițiat cu el o discuție în care i-am spus, vine domnule și prezintă materiale în comisie ca noi să le examinăm și să le vedem, dar nu să ne trimiți să căutăm prin toată rețeaua anumite fotografii, anumite documente publicate, ba parțial, ba întregime, ba nu știu cum, și în felul ăsta să ne lipsească pe noi de posibilitatea de a avea documentul pe masă în forma autentică ca să-i dăm o apreciere juridică. Deci ceea ce și cere punctul 40 din regulamentul pe care, apropo, domnul Petrencu l-a și votat în Parlament. Deci acea lege de care ne conducem noi a fost votată inclusiv de domnul Petrencu, care acum o ignoră. Deci punctul 40 cere de a fi prezentate aceste probe în Comisia Națională de Integritate pentru a fi inițiată procedura de control. Ceea ce dumnealui nu a făcut-o și nu vrea să o facă. Aha, am înțeles, dar am o întrebare în legătură cu asta, domnul Strătilă. Pe pagina dumneavoastră a CNI-ului era o știre că CNI-ul s-a autosesizat în această chestiune și că va examina, va studia această problemă. Această autosesizare nu înseamnă oare că ar trebui să depuneți un efort, să vedeți că dacă el zice că se poate găsi și peste tot acest act cadastral, e atât de greu sau așa e procedura și nu vreți să încălcați procedura? Noi, atunci când avem actul un original pe masă, putem să îi dăm o apreciere juridică și să inițiem o procedură de control. Însă când dumnealui intenționat ne trimite nu știu la care site sau care pagină electronică să-l căutăm, asta este neglijență din partea dumnealui în privința comisiei. Ok, am înțeles. Nu putem să dăm o apreciere acestui document, pentru că nu-l avem. El nu în inițial a fost publicat parțial hașurat, după aceea a fost publicat în întregime, iar părghiile acelea pe care domnul Petrencu le-a votat în Parlament ca noi să avem acces la examinare peste hotare, nu sunt. Și eu chiar l-am întrebat în rețeaua de socializare, spune domnul Petrencu, ce ai făcut dumneata personal pentru ca Comisia Națională să lucreze normal? Am în vedere acele proiecte de legi care n-au trecut în Parlament. Da, domnul Sertel, vă înțeleg. N-am mai spus nimic. Da, vă înțeleg, deci procedural, cred că trebuie altfel, dar fiți de acord că e un caz care nu este un caz ordinar. Vorbește lumea, de fapt, fierbe vorbind despre acest caz. Și este vorba despre un personaj foarte colorat. Bașca e prietenul meu. Dar pe timpul când se zice că a fost, am văzut pozele, a fost fotografiat acolo, era vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova. Cred că al treilea sau al doilea om în stat. Acum vine dar nu, chiar cine eu nu credeți că ar trebui să aibă o altă atitudine. Noi, anul trecut, am inițiat procedură de control pe veniturile și proprietățile domnului Plahotniuc. Din câte am văzut din aceste imagini, aceste imagini erau în posesia domnului Petrencu și anul trecut. Deci el anul trecut nu le-a prezentat în cadrul controlului să fie examinat. Ce avea ochii legat, urechile astupate, nu știa că noi nu am demarat acest control. Eu mi-am dat pentru mine
mi-am făcut concluzia că dumnealui nu l-a interesat atunci. Pe dumneavoastră s-a interesat acum când este campanie electorală și vreau să denigrez niște lucruri. Ok, domnul Sărchei. Bine, acest Petreanu e o canalie politică. N-avem ce vorbi, să admitem. Dar faptul rămâne fapt. Nu ca anul trecut, answers, oricum el există. Domnule, e adevărat sau nu e adevărat? Simplu. Dacă e adevărat, omul trebuie să ia la pușcărie. Dacă nu e adevărat, cel care l-a vorbit de rău, trebuie să ia la pușcărie. Simplu. Noi suntem un stat bazat, care funcționează pe, în baza dreptului și noi trebuie să respectăm drepturile oricărei persoane. Comisia Dar ei de ce nu respectă principii? Drepturile noastre, domnule Strătilă? Domnul Ducesul la Petreanu, las documentul. Ducesul la comisie. Da? Domnul Cevădaru sugerează, se poate să facem așa? Am să iau eu documentele de la Petreanu și vi le aduc dumneavoastră. E bine așa? Eu și-am sugerat încă pe 15 septembrie. Domnul okay. Petreanu, vin în comisie și alte documente. Ok, bine. Și mi se sugerează încă ceva. Și pozele pentru domnul Donci. Bine, vă mulțumesc mult pentru această precizare. Da, vă mulțumesc pentru precizare. Mergem mai departe. A rămas foarte puțin, cred că 3 minute, 4. Cu referitor la Kiev. 3 minute, vă rog să, spun o frază cu Kiev, să totalizăm totul. Ieținuc a vorbit foarte frumos la ONU, a spus că războiul din Putin poate câștiga războiul cu armata, dar el niciodată nu va putea câștiga în fața Uniunii Națiunii Unite. Foarte frumos spus. O chestie extraordinară, da? Da, care da. Mi-a rămas așa. Trebuie de remarcat curajul președintelui Poroșenko, care vine cu un plan ambițios, ieșirea a țării din neutralitate, începerea procedurii de asociere sau de integrare în Uniunea Europeană în 2020, este un plan foarte, foarte important pe care altceva vreau să zic. Ucraina este avangarda noastră. Este statul care noi am numit într-o conjunctură pozitivă. Fără ei nu facem nimic. Deci trebuie să-i susținem pe toate căile. Trebuie să facem, să depunem toate eforturile. Să nu facă hoții, furturi, raideri și așa mai departe, dar din potrivă să susțină integrarea Ucrainei prin reformele noastre, ajutându-o cumva și pe Ucraina să meargă înainte. Ok. Bogdan, da, un minut de încheiere. Jumătate de an urmă când eram în dezbatere cu domnul Cebotaru. Ucraina se prăbușește ca stat, deci Ucraina este dizbinată, este o zonă de instabilitate cronică, e o națiune dizbinată, deci eu nu văd acolo la nivel... la moment unitate națională, ce nu poate fi. Și nu cred în oligarhi și în oligarhat că pot aduce prosperitate unui stat. Eu cred în ceea ce a spus premier Ștefan Fiule, că doar o zonă de liber schimb economic între UE și Uniunea Vamală ar putea stabiliza toate aceste conflicte și toate aceste dispute ideologice și geopolitice. Până la acel moment, deci, noi vom fi în instabilitatea aceasta cronică care există. Da. Deci asta este poziția care eu împărtășesc. Virel Cevătaru, un minut din ghiere. Putin îndeplinește planul care a fost plămădit din anii 90, 91-92 de restabilirea Imperiului Rus sau într-o formă Uniunii Sovietice, ceva de genul acesta. Și această clasă politică din Federația Rusă nu se va opri. Li în cot lor de Uniunea Europeană, de Vamală, de toate chestiile acestea, până nu vor simți că ei au controlul asupra întregului teritoriu fostei Uniunii Sovietice, inclusiv țările baltice, indiferent de faptul că ele sunt astăzi în NATO și în Uniunea Europeană, actuala guvernare nu se va opri. Nu e scris că Rusia fără Ucraina nu va deveni imperiu. Trebuie zmos Ucraina ca să nu fie fără Rusia. Fără Rusia, inclusiv. Dar asta inclusiv, fapt și atunci ce înseamnă? Că e război Rusia s-o. Deci nu este nici un oameni. Mi-ați rupt ultimul cuvânt, tot ce rămâne după mine. Se bat deci... Ok, asta a fost a doua parte a emisiunii. Dar Putin s-a speriat de țârde. A doua parte. Când a spus-o, vreau zic, imediat s-a oprit toate acțiunile. A doua parte a emisiunii. Plecăm în publicitate, dar... Vă rugăm, vă rog eu, să pierdeți ultima parte, fiindcă astăzi nu va fi niciun invitat. Vom avea telefonul deschis 23500, deschis chiar din startul celei de-a treia părți și grăbiți-vă să spuneți tot ce este important, mai ales cum să scoatem Republica Moldova din această situație extraordinar de neplăcută în care ne aflăm noi cu toții. Revenim după publicitate. Așadar, am revenit, ultima parte a emisiunii
noastre luminoasei noastre emisiuni. Așadar, avem la dispoziție aproape o jumătate de oră ca să stăm de vorbă. Este inclus telefonul nostru 235008. Vă rog să sunați și să spuneți tot ce credeți că ar trebui să audă națiunea. Aș vrea ca discuția noastră, de fapt, să poarte un caracter ceva mai profund. Aș vrea să spuneți tot ce credeți despre situația curentă, dar și ce soluții credeți că am putea găsi în această situație deloc simplă. Vreau să vă spun că acum două zile, cred că m-a telefonat o doamnă și care urmărește cabinetul și mi-a spus că ea crede că ar trebui să scăpăm de mentalitatea Homo Sovieticus. Da, este adevărat? Un telefon din Italia. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Da, vă ascultăm. Aveți 100 de secunde la dispoziție ca să spuneți ce aveți de spus. Vă spun. Vă ascult. Din anul 2000 mă aflu după hotare și toți anii ăștia am fost și aici și acolo. Eu cred că cel mai bine din tot am văzut situația și în Europa și în Republica Moldova. Părerea mea, fără o revoluție în Republica Moldova, ordine nu va fi, niciodată. O revoluție care să fie tras răspunderii în 24, 48, 72 de ori, toți care sunt infractori, de la primari și termin cu președintele țării. Sunt oameni care sunt patrioți și vor ca să fie regulă în Republica Moldova. Și dacă dumneavoastră doriți ca să vă spun niște lucruri care nu le-ați auzit niciodată, zilele următoare sunt în Republica Moldova. Am nevoie de un număr de telefon ca să vă contactez. Și o să aflați lucruri care, vă spun, nu le-ați auzit niciodată. Asta e părerea mea. O să mai rămâneți pe fir și cei de la regie o să vă comunice un telefon la care puteți să mă contactați și vom discuta. Mulțumesc. Da. Iată un glas non-pustiu, dar destul de hotărât. De obicei asta se întâmplă cu multe persoane când disperarea ajunge la limită. Soluția unei revoluții pare să fie cea mai la îndemână și pedepsirea celor vinovați în 24 de ore, 78 cel mai mult, iarăși pare a fi un instrument democratic. Ei, nu știu în ce măsură poate fi așa, fiindcă vă vorbeam de doamna care e de părere că trebuie să scăpăm de mentalitatea Homo Sovieticus și este adevărat. Problema este cum să faci acest lucru. Zicea ea că să la această emisiune și la guvernare să atragem oamenii tineri sub 40 de ani. Vreau să vă spun ceva, noi avem în guvernare oameni tineri sub 40 de ani, dar nu știu dacă ei toți au scăpat de această mentalitate. Cel puțin faptele lor deloc nu denotă acest lucru. Vă mai ziceam că în prima parte, chiar în editorial, vă ziceam că sunt foarte, foarte multe persoane care mă contactează și propun tot felul de soluții. Bine, am să vă spun despre aceste soluții mai târziu. Un telefon de Fălești. Bună seara, aveți la dispoziție 100 de secunde. Bună seara. Bună seara, națiunea vă ascultă. Mă numesc Eduard din Fălești Mărândieni. Eu cred că avem nevoie de un Lukashenko. După, da, mai departe, după da. Acea revoluție care a spus mai dinioară, pentru, cred că alte ieșiri din situație, nu cred să vă trebuie să-i pui toți la dobală. Ne-am săturat noi să ne duc atâta din asta. Eu cred că noi cu așa guvernare vom intra în Uniunea Europeană. Aceste sunt toate ce am eu. Atât am înțeles, mulțumesc. Da, iată o altă soluție.
Am auzit la o dezbatere acum, în legătură cu vizita lui Lukashenko, cineva spunea, a pronunțat sintagma dictator luminat. În general, ideea de dictator luminat este aplicabilă pentru foarte multe persoane, în multe țări, cu regim dictatorial sau semidictatorial, autoritar în orice caz, care spun că este cazul lui Pinochet, unii zic este cazul lui Saakashvili, care prin metode foarte dure, autoritare, au reușit, cazul lui Pinochet e mai dramatic, tragic, au reușit să scoată țara din impas, Chile este o țară prosperă acum. Am auzit și eu multă lume spunând că asta mai avea nevoie de un dictator luminat. Mă tem că în condițiile noastre o dictatură sau un sistem autoritar ar avea rezultate deloc plăcute. Noi am avut un asemenea dictator, dar numai că nu era luminat. Era pe timpul lui Voronin, era un stil autoritar, nu era dictator, un stil autoritar, dar ați văzut că n-am reușit prea multe. Eu înțeleg, uneori o națiune poate să spună, domnule, renunțăm la niște cuceriri democratice, dar în schimb, hai să obținem o bunăstare a populației, hai să obținem o echitate, simțul echității este foarte, foarte bine dezvoltat pentru oameni. Dar asta, în 8 ani de zile n-am avut nici asta, am înțeles că mai avem un telefon, dar de unde vă este, vă ascultăm, de unde sunteți? Bună seara, domnul Valbutnaru. Eu ca și primul intervievat, m-am aflat pe 50 ani psihotare și am ideea care poate să ajute țara că se iasă din impas. Asta e unitatea tuturor emigranților din țările lumii în fondarea unui partid pe care să-l aducă pe arena politică a Moldovei și cu ideilor, cu declarații dividit de care dispun, să deschidă toate ușile și să facă ordine țară și să aducă, nu cu investitori străini care sunt, dar cu investițiile cetățenilor autohtoni. Asta e ideea mea pentru viitorul țării. Adică investițiile să fie ale celor care sunt plecați acum peste hotare, ei să se întoarcă și ei să investească banii? Da, a cetățenilor autohtoni, care ia să țină la banilor care l-au lucrat, l-au muncit, cinstit și au experiență de zeci de ani peste hotare. Au de-amu educația europenilor, de-amu fura, de-amu de a conduce țara spre un viitor. Okay, dar ce... La mine e asta ideea, fondarea Partidului Emigranții Moldovei din țările lumii. Mai avem încă câteva secunde. Dar cine încurcă acum să investească bani? Acum eu m-am întâlnit cu mulți colegi care sistemul e la noi așa. Trebuie schimbat sistemul. Am înțeles. E clar, vă mulțumesc. Iată o idee, Partidul Emigranților și cei care sunt plecați să investească, să vină să investească aici. Mie mi se pare o idee foarte bună. Cred că acum 20 ceva de ani am văzut, plecând cu Teatrul Ionescu la un turneu în Cairo, am văzut, trecând prin Turcia cu autocarul, am văzut foarte multe camioane, foarte multe tiruri, care pur și simplu autostrăzile erau pline. Și când l-am întrebat pe un turc ce e cu aceste mașini, răspunsul a fost simplu. Păi sunt ai noștri din Germania, trimit minifabricile în Turcia ca să înceapă producția. În felul ăsta poate fi revigorată economia, bineînțeles. Nu investesc moldovenii noștri acum, sigur că din cauza sistemului acesta, nu-mi place cuvântul ăsta, ticăloșit, dar neuman. Despre asta vorbim în fiecare emisiune aici. Cât privește Partidul Emigranților, de ce nu? E o idee, nu dau seama exact care ar fi conturul practic al unei asemenea idei. Ei să stea acolo, ei să vină aici, ei să vină cu cred că asta ar fi, să vină aici mulți dintre ei, să cunoștințele, modul lor de a fi altul, occidental, și, dacă vreți, onestitatea pe care au dobândit-o, dacă unii au avut nevoie să dobândească. Cred că ar fi o idee, nu știu cum vi se pare. Rezina, ascultăm, bună seara! Bună seara! Eu am ascultat președintele Remiș, văd că explic
fiecare zi cu ideile. Eu trebuie să mă rețin în cazul ăsta cu idei. Cred că poporul nostru va fi nevoit ca să mai treacă încă vreo 20-30 de ani, cum a purtat Moisei prin pustiu până mări un ultimul om din cei ce au fost infectați de spunea Uniunea Sovietică. Dacă noi, fiecare alegere, fiecare votare care avem odată în 4 ani, posibilitatea de a alege persoane noi, votăm pentru macaroane, pentru orez, pentru ulei, pentru concerte care fac în toată ziua de azi. Și mi pare bine că ne-am ales cu niște produse alimentare sau cu un concert. Pentru a doua zi să plângem că avem tulhar și banii la putere, cred că merităm așa conducere. Și cred că ar trebui, pur și simplu, la ziua de astăzi, oamenii să ne gândească mai adânc cine sunt cei de la guvernare, cine sunt potențiali politici care ar putea să ne scoată. Sunt persoane care, într-adevăr, vor schimbare, vor ceva nou. Lumea multă, că am discutat cu multă, vor să ne viesc sau să ne viesc, fără aveam nici argument. Deci, depinde totuși de noi singuri, cine alegem, și atâta timp cât noi să votăm ceea ce este azi, știm că tâlhari, că sunt hoți, în toată ziua se vorbește și de plăhatniuc și de pilat și de tot tâlhari și de cătâna asta, ei au reitingul cel mai mare. Încă o dată vreau să-mi repet, totul depinde de noi. Nu depinde nici de migranți, nici de nemigranți, numai de noi. Cum vom putere noi mai departe viața noastră? Da, sunt de acord, dar și ei sunt ai noștri, noi suntem ai lor. Sigur că, da, totul depinde de noi. Și tot ce vorbim noi în emisiunile noastre de aici, de obicei, în aspect critic. De exemplu, eu ce vreau să spun de fiecare dată, că atunci când la 30 noiembrie, când vom vota pentru cineva, să fim conștienți că noi ne asumăm votul nostru și noi suntem responsabili de votul nostru. După aia, cred că nu mai avem niciun drept să spunem, măi, dar uite că ne-au tras și acum data asta pe sfoară. Asta este, până la urmă, va trebui să votăm pentru cineva, fie pentru partidele care sunt, fie pentru alternativa care o să apară. Și tot nu reușesc să vă spun despre ce este vorba, fiindcă mai ascultăm o dată Făleștiu. Bună seara! Bună seara! Satul Răuțel, Răul Făleștiu. Da, vă ascult. Nu eu, toată lumea vă ascultă. Da, vreau să vă spun că Lukashenko nu l-a venit domnul Sergiu Mocanu, care de multă vreme, cu 4 ani de urmă, i-a spus toată dreptatea și vreau că toată lumea care ascultă să-l susțină că așa om ca Sergiu Mocanu, care a suferit tare mult și care luptă pentru această țară, eu sunt cot că luptă, să-l susținem și o să avem a doilea Lukashenko în țară. De ce eu vă spun asta? De stâta că unica credința noastră e cel de sus care ne arată legile și ne arată totul și noi știm ce se face tot. Și am văzut foarte plăcut domnul Bătnaru că dumneavoastră ați dat așa întrebare. Vă mulțumim frumos și îndemn toată lumea să-l susțină pe Sergiu Mocanu. Antimafia. Nu trebuie și revoluție. Trebuie să te luptat așa cum este, în pace și liniște, dar să facem dreptate în țară. Pentru dreptate, oameni buni. La revedere. Vă mulțumesc frumos. Da. Iată și o adresă concretă, o formațiune concretă. Încă o dată, trimiterea la Lukashenko nu mi se pare cea mai fericită. Chiar dacă în toate timpurile oamenii aflați în situația asta disperată, cum suntem noi, și într-o situație economică nasoală de tot, argumentul la îndemână este, domnule, să vină o mână forte. Unii își construiesc campania electorală pe asta, unii chiar câștigă, dar nu durează mult, fiindcă oricum, dacă ești autoritar, dacă suprimi libertățile omului, ăsta este lucru cel mai de preț pentru o societate umană care crede că are valori. Și noi totuși vrem să ne integrăm în Uniunea Europeană care e bazată pe niște valori de libertate în primul rând. De asta, da. Ascultăm, Soroca, bună seara. Alo, bună seara. Tatiana Șevciuc, din satul Rudi. Eu tare aș vrea să întreb cum
toți își bat joc de țăranii care sunt în Moldova. Noi suntem așa într-o stare că ne pare că, că suntem sub, sub experiență. Cine să ne plătească nou, de exemplu, pentru prunile care stau țărnă? În satul nostru nu s-au cumpărat o prună. Toți stă țărnă în livadă. Spun că au să dea ajutoare. Ajutoarele de-am s-au dat, s-au furat. A fost cineva din autoritățile locale, centrale, la dumneavoastră? S-a discutat problema asta? Nu a fost nimeni și nimeni n-are idee și nevoie de noi. Iată, eu acum am venit țara un suc cire și pot uscăm din prune. Toți au ideile lor fixe, pleacă în Europa, fără noi, fără noi. Fără noi, fără dumneavoastră, adică ce aveți în vedere asta? Avem în vedere că noi stăm la pământ, mai călcați în picioare și nimeni nu are nevoie, nicio nevoie. Că noi nu avem de pâine, că nu avem cu ce învăța copiii. Da. Da, asta e, iată poftim. S-ar părea că este un caz, nu, ceea ce vorbeam și în emisiune, un caz concret al cuiva, o durere concretă a cuiva, care nu are nimic în comun cu tabloul mare, cu problemele mari, complexe ale Republicii Moldova. Mie mi se pare că este picătura de apă în care se reflectă oceanul. Mie mi se pare că în felul acesta este compromis mersul nostru spre Uniunea Europeană. În felul acesta de a vorbi cu oamenii, de a le explica ce se întâmplă și nu numai de a le explica, dar a face un efort minim de a ajuta pe oamenii ăștia din Rud să facă ceva cu prunele lor. Fie să le cumpere statul, fie să le ajute la punerea pe picioare a unor destilării, se poate face. Felul în care se acționează, în fiecare sat, în fiecare mahală, depinde foarte mult cât de rapid ne vom mișca înainte. Chișinăul, vă ascultăm. Bună seara! Bună seara! Mă iertați, vă rog, eu sunt o pensionară și va părea cam frăghioasă propunerea mea. Dar eu dacă aș avea posibilitate să fiu un țântaș, îmi pare că cel mai bine s-ar rezolva problema, l-aș nimici pe domnul prof. Plăhătniuc și îmi pare că am ieșit din situație. Nu chemăm la apeluri de violență, nu trebuie să nimicim pe nimeni. Există mijloc, e pușcărie, e un loc foarte bun. Eu sunt creștină. De fiecare dată când mă închin la icoană, mă rog, Doamne, ajută-mă să nu am cazul de vărsări de sânge. Dar de-am atâta nenorociți din cauza omului ăsta, eu m-aș hotărâi. Mă iertați. Da. Da. Încă o dată, nu chemăm la violență, vă spun, sunt locuri foarte bune, foarte bune pentru acești oameni corupți, pentru acești oameni care au și acum devalizează băncile, fură afacerile oamenilor de afaceri cinstiți, care își ascund averele, care se erejează în mari luptători pentru dreptate, pentru democrație și pentru mersul nostru în Uniunea Europeană. Acești oameni trebuie odată și odată să fie diferiți justiției. Din păcate, acum nu este posibil, dar sunt convins, așa cum se întâmplă în România, așa cum sunt băgați la dubă cei care sunt vinovați, se va întâmpla și la noi. Mai avem un apel, de unde vă ascultăm? Alo? Da. Alo, bună seara! Bună seara, de unde sunteți? Eu din Chișinău, sunt Mihaela Promusache. Da, vă ascult. Am o dumneavoastră așa o întrebare. Ia că noi vrem să intrăm în Europa, ia că ne-am intrat în Europa.
Cum suntem noi, cum am intrat noi în Europa când pensionarii au pensia 400 de lei? 400 de lei, 500 de lei, 700 de lei. Și apartamentul vine să plătească la noi 2000 de lei. Cum se poate de trăit așa? Ia că eu am asta întrebare. Și fac oamenii și mari care, ca Marian Lupu, merge pe la toți, se că votați pentru mine, așa la pentru dânsul, așa la pentru dânsul. Cum? Noi ne-am votat odată, am votat Parlamentul Ister și nimic nu a făcut. Înainte de a intra în Europa, tu trebuie să faci întâi regulă în țară la tine. Mărește pensia, mărește tot ce trebuie. Că nie, dacă ne-ar plăti pensia 4.000 de lei, eu așa vedeu unde să plătesc apartamentul. Și fiecare om așa. Dar așa îi dau pensia 700 de lei, 500 de lei. Și asta, Valentina Buliga, el gângâiește, că 4% că 7%. Dă-i odată la oameni, normal, ca să plătească oamenii apartamentul și să mănânce normal. Să ducă la o petreșere frumos. Noi tot vrem să ne petreșim. La Paște nou ne-au dat 100 de lei, dar ei au luat 30 de zarplate. Înțelegeți? Așa tot nu-i bine de trăiesc. Ei lasă gândească la lume. Și da. Mi-e pare că cel mai... Da, doamnă, la întrebarea dumneavoastră răspunsul e simplu, așa nu se poate trăi. Aceștia nu sunt bani pentru o existență decentă, pentru în general, pentru niciun fel de existență. Convingerea mea este că pensiile ar fi putut să fie mărite dacă nivelul fraudelor și furturilor ar fi fost ceva mai mic, nu zic dacă am fi eradicat acest flagel. Dar dacă, cred că mai avem timp pentru un singur telefon, va fi ultimul, și după asta o să tragem și concluziile. Dar eu cred că trebuie să facem și sacrificii, dacă vreți, pentru a merge spre Uniunea Europeană, fiindcă anume acolo regulile de joc se vor schimba. Anume acolo economia va trebui să se racordeze la etalonul european și nivelul luptei cu corupția va fi cu totul altul. Mai avem un ultim apel telefonic. De unde sunteți? Vă ascultăm. De la Orhei suntem. Orhei, vă ascultăm. Așa avem o întrebare. Întotdeauna dumneavoastră spuneți că e bine Europa încolo, încoace, dar niciodată nu vedem noi binele ăsta. Cineva dintre dumneavoastră, dintre deputați, văd binele ăsta, dar norozul n-a vede. Atât? Nu, nici foarte greu. Vă înțeleg. Fiindcă nici un fel de bine nu vedem noi. Ne-ați putea ajuta și să ne răspundeți la întrebările astea. Unde să ajungem noi cu Europa asta? Ne promiteți, dar cam zărim noi aici că mult armată să află americană pe teritoriul Moldovei. Și asta e o întrebare. De unde nu avem niciun contract cu NATO, cu ONU, cu ceea, de unde armata asta a apărut aici? Norodul nici nu știe. Dar unde e armata asta, ca să o văd și eu? Noi, unde e armata americană, să o văd și eu? Suntem oameni simpli, dar de armata asta știm. Da. Este conduși la vremele Moldovei. Este, cum se cheamă, de ăștia... Ok, am înțeles, fiindcă avem, cred că, un minut până la sfârșitul emisiunii. Comentând ultimul apel telefonic, aș vrea să vă spun ceva. Eu nu sunt om politic, nu sunt politician, eu nu vă promit nimic, nu vă îndemn nimic. Eu știu că în Uniunea Europeană nivelul de trai este... net superior. Am fost, am văzut, n-avem prea multe motive de discuție. Cât privește armata americană, NATO și mai lipsea numai să aud
că americanii au, de fapt, au ocupat Ucraina. Fiindcă asta am auzit în cadrul unei emisiuni de la niște doamne din Găgăuzia, care erau foarte convinse de asta. Și mi-am dat seama încă o dată cât de mult pot să faci cu televizorul. Credeți-mă, această pornire mea împotriva televiziunilor rusești este doar din cauza că ziariștii de acolo nu-și fac miseria. Ei mint oamenii, ei învrăjbesc, ei pornesc oamenii unii împotriva altora. Nu asta trebuie să fie miseria noastră. Trebuie să fie, cel puțin să aibă și rușii, așa cum avem noi, telefonul deschis, oricine să vorbească și să spună tot ce vrea. Nu uitați că numai așa putem face mai multă lumină. Ne vedem joia viitoare! Thank you.